Președintele Chinei, Xi Jinping, vrea să aibă săptămâna viitoare o convorbire cu Volodymyr Zelensky, dar după ce, în prealabil, se va întâlni cu Vladimir Putin. Își continuă cu tenacitate programul în 12 puncte, proiectul în 12 puncte de realizare a unui tratat de pace între cele două uh, state aflate în beligeranță. Este cel mai important uh, și bine structurat uh, demers diplomatic uh, care se face în această uh, perioadă și care ar putea să pună capăt unui război care este extrem de costisitor pentru întreaga planetă și mai ales extrem de periculos.